Recomandările Ministerului Sănătății sunt împărțite în patru categorii care urmăresc regulile de igienă, reducerea transmiterii virusurilor respiratorii, măsurile de prevenție și cele organizatorice și de logistică. Ca și în anii trecuți, cele mai importante recomandări rămân spălarea și dezinfectarea frecventă a mâinilor, aerisirea sălilor de clasă, cel puțin 10 minute după fiecare oră de curs, purtarea măștii de protecție în spații aglomerate și respectarea distanțării fizice, dacă acest lucru se poate realiza. De asemenea, părinții sunt sfătuiți să nu trimită la școală copiii care au simptome de viroză respiratorie, iar personalul didactic să evite să meargă în colectivitate dacă prezintă astfel de simptome. Profesorii ar trebui să facă o inspecție vizuală a elevilor, este o altă recomandare a Ministerului Sănătății. Cea mai recomandă și ca școlile să asigure materiale pentru igiena mâinilor și să respecte ritmul de curățare și igienizare a aparatelor de aer condiționat.